Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem în Duminica a doua Postului Mare, și probabil că în fiecare duminică am venit și astăzi la Sfânta Liturghie, purtând în sufletele noastre dureri, probleme, necazuri, bucurii, și am vrea să plecăm de la această Sfântă Liturghie mai transformați, mai schimbați, sau cu certitudinea că rugăciunea ne-a fost ascultată. Și apostolii odată au fost în criză și Iisus i-a luat cu sine pe munte și s-a schimbat la față înaintea lor. A fost un moment de încurajare, nu o rezolvare a problemelor, dar o încurajare pentru a putea înfrunta cu mai multă credință și speranță greutățile vieții. Și am vrea să fie și cu noi astăzi la fel, plecând de la acest moment de întâlnire cu Iisus, să fim întăriți pe drumul pe care noi trebuie să-l parcurgem și pe care de multe ori noi întâlnim crucea grea de fiecare zi. Ne cerem iertare pentru toate păcatele noastre pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău, ca purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham și i-a zis: Abraham. El a răspuns: Iată-mă. I-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în ținutul Moria și adu-mi-l acolo ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Abraham a zidit acolo altarul și a așezat lemnele. Abraham și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și i-a zis: Abraham, Abraham. El i-a răspuns: Iată-mă. Și i-a zis: Să nu-ți ridici mâna asupra tânărului și să nu-i faci niciun rău, căci acum știu că te temi de Dumnezeu și nu l-ai cruțat pe unicul tău fiu pentru mine. Abraham și-a ridicat ochii, a privit și iată, un berbec era în spatele lui, prins cu coarnele într-un tufiș. Abraham s-a dus, a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham și i-a zis: Mă jur pe mine însumi, oracul Domnului, pentru că ai făcut lucrul acesta și nu l-ai cruțat pe unicul fiul tău, te voi binecuvânta și îți voi înmulți deședența ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și deședența ta va stăpâni cetățile dușmanilor săi. Prin deședența ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că ai ascultat de glasul meu. Cuvântul Domnului. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Eu mi-am păsat credința chiar și atunci când spuneam: Sunt foarte umilit. Lucrul de preț este în fața Domnului, moartea credincioșilor săi. Ascultă-mă, Doamne, că sunt slujitorul Tău, eu slujitorul Tău și fiul slujitoarei Tale. Tu ai desfăcut legăturile mele, îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu el? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cuvântul Domnului. Oh.
glasul Tatălui din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus deoparte pe un munte înalt numai pe ei și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi. Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus: Învățătorule, e bine că suntem aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De fapt, nu știa ce să spună, căci îi cuprinsese frica. Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră și din nor a fost un glas: Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul omului va fi înviat din morți. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, această duminică a doua, Apostolul Mare are în centru această Evanghelie cu schimbarea la față. Fiecare duminică din Postul Mare ne atrage atenția asupra unei tematici care face parte din pregătirea noastră la sărbătoarea Învierii. Și nu întâmplător are loc această plasare Evangheliei pe care noi o citim și la 6 august, sărbătoarea schimbării la față, pentru a arăta că la sfârșitul unui drum în care Hristos a trebuit să poarte crucea, va fi o strălucire, manifestarea strălucirii Dumnezeirii sale în înviere. La fel și pentru noi, la capătul acestui drum al postului mare, la care ne-am angajat prin diferite fapte de pocăință și printr-o viață mai austeră, nu sunt practici cu scop în sine, ci vor să ne purifice sufletește, pentru ca să ajungem la vederea strălucirii învierii cu suflete curate. Cu toții am văzut și mulți dintre dumneavoastră sunt sigur că aveți în case icoana cu cina de taină a lui Leonardo da Vinci, un tablou pictat în secolul al XV-lea, unde îl avem pe Iisus cu o față oarecum tristă, într-un moment în care își lua rămas bun de la ei săi înainte de a pătimi, presimțind ceea ce va urma. Apostolii care se uită unul la altul întrebători, mai ales după ce Iisus a făcut acea întrebare că unul dintre voi mă va vinde. Dar la acest tablou, pictorul Leonardo da Vinci a lucrat mai mulți ani și a întârziat foarte mult pentru că nu găsea o imagine din care să se inspire pentru a picta chipul lui Iisus.
Într-o duminică, spune istorioara că a participat la o sfântă liturghie și după sfânta liturghie a văzut un grup de tineri care fuseseră și ei la slujbă și privirea lui s-a îndreptat spre un tânăr care, după părerea lui, întruchipa toate acele trăsături și aspecte pe care ar fi voit să le pună pe chipul lui Iisus. S-a apropiat de tânăr, l-a dus la atelierul său și l-a rugat să pozeze, să stea câteva momente pentru a schița trăsăturile sale fundamentale. Apoi, la urmă, l-a întrebat de nume, cum te cheamă și acesta a răspuns, Petru Monticelli. Noi am văzut și alte icoane, probabil, care îl arată pe Iisus. Sunt imagini, mai mult prin perspectiva unor pictori, artiști, care vor să redea totdeauna chipul strălucit sau frumos al Fiului lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut vreodată și sigur că pe timpul lui Iisus nu erau nici aparate de fotografiat, nu erau nici camere de luat vedere și parcă i-am invidiat pe apostoli și pe contemporanii lui Iisus, care au avut ocazia să se apropie de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și să contemple fața omului Dumnezeu, chipul strălucit al Fiului omului. Și apostolii au avut acest privilegiu deosebit. Într-un moment în care apostolii totuși se aflau într-un moment de cumpănă, pentru că speranțele pe care și le-au pus în Iisus ca un Mesia pământesc se spulberau pe zi ce trece și văzând neînțelegerile și intrigile care erau în jurul lui Iisus, mai ales că Iisus vorbise de faptul că va trebui să supere, va trebui să îndure multe și să moară pe lemnul crucii, într-o zi Iisus i-a luat 3 din apostolii săi, Petru, Ioan și Iacob, și i-a dus pe un munte unde am auzit Evanghelia, ce spune Evanghelia, cum s-a schimbat la față pentru câteva momente, iar apostolii au rămas uimiți. Au rămas uimiți pentru că l-au văzut pe Iisus în persoană de atâtea ori, dar în acea formă în care fața strălucea, hainele erau strălucitoare, totul pe tavor era într-o atmosferă încântătoare, nu au mai avut niciodată un asemenea prilej. Ceea ce l-a făcut pe Petru, să spună lui Iisus, să facem 3 colibe, o colibă pentru tine, Iisuse, și alte 2 colibe pentru cei 2 profeți care îl însoțeau, Moise și Ilie. Însă, la un moment dat, Iisus l-a privit pe Petru. Petru era pescar, nici de cum nu era lemnar. Probabil a spus, tu ești pescar, cum îndrăznești tu să spui că faci aici colibe? Dar, mai departe, spune evanghelistul că în acel moment Petru a rămas încurcat, nu știa ce să mai spună. Admira și frumusețea lui Iisus, ar fi voit să rămână în acea frumusețe pentru totdeauna, reproșul lui Iisus, pentru că a spus că nu trebuie să rămână acolo, ci să coboare de pe tabor și să meargă din nou în mijlocul oamenilor. Pentru câteva momente, așadar, a apărut o față deosebită a lui Iisus și trebuie să ne-l închipuim pe Iisus în timpul vieții sale, că și El a avut momentele pe care noi le trăim ca oameni. Durere, suferință, oboseală, transpirație, praf. Însă toate acestea nu îi acopereau acea frumusețe care emana din natura sa dumnezească. De aceea, acel moment de pe tabor a voit să fie o încurajare pentru apostoli, arătând că dincolo de suferință, de transpirație, de oboseală, există totuși un moment al strălucirii, al manifestării depline a strălucirii divine. Apostolii au trăit acel moment și au primit lecția sau au primit acea putere de a putea trece cu mai multă ușurință peste momentele care urmeau să vină din timpul pătimirii lui Iisus. Pornind de la această realitate, sigur vreau să fixez reflexia și gândul nostru să se îndrepte spre un lucru fundamental,
am putea vorbi și despre credință și despre patima lui Iisus, dar mă gândeam că totdeauna când începem postul mare și ne propunem să practicăm poate mai multă rugăciune, să venim la calea crucii, să ne mortificăm, să postim, nu le facem și nu trebuie să le facem doar așa ca să ne chinuim pe noi înșine. Toate aceste practici, spuneam și mai înainte, au menirea să ne purifice, au menirea să ne redea acea frumusețe sufletească pe care noi am avut-o în ziua botezului nostru, când am devenit copii ai lui Dumnezeu. Nostalgia noastră, impunându-ne diferite practici de penitență, este aceea de a redeveni ceea ce ar trebui să fim în ochii lui Dumnezeu. Și atunci postul mare, pentru noi, este o ocazie ca, privind la această față strălucitoare a lui Iisus, la acest moment de tabor, de schimbare de la față, să aspirăm și noi să redobândim acea frumusețe și strălucire care trebuie să fie în sufletele noastre. Într-o zi, un copil care era orb după o intervenție chirurgicală, operația a reușit și a început să vadă. Era prima dată în viața lui când putea să admire frumusețile naturii și, într-adevăr, a rămas foarte încântat văzând cerul albastru, florile, munții, paliștea verde. Și cineva l-a întrebat: dar pe oameni cum îi vezi? Păi, citesc pe chipurile lor, multă răutate, multă gelozie, multă prefăcătorie. Era constatarea unui copil care nu văzuse niciodată, probabil, nici chipul unui om, dar reușea să intuiască, să citească, nu din exterior, dar din interiorul omului. Adevărat că și noi, atunci când vedem pe cineva și admirăm frumusețea, de multe ori putem să ne oprim la frumusețea exterioară, eleganța cu care cineva se îmbracă, modul modern de a se îmbrăca, dar puțin poate dintre noi trecem dincolo de haine pentru a privi în sufletul omului. Se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Privind un copil, totdeauna admirăm acea gingășie și nevinovăție. Și ne plac copiii pentru că ei poartă întrânși încă nevinovăția, acea stare a copiilor născuți din Dumnezeu. De aceea poate sunt așa de frumoși. Reușim să citim pe fețele lor, de fapt, nevinovăția din suflet. Și noi trebuie să ne obișnuim să cântărim și să citim atunci pe oameni, nu numai după aparențe, dar intrând în sufletul lor, citând trăsăturile lor. Pentru că nu întotdeauna o frumusețe fizică exterioară este și imaginea sufletului. Unul poate fi desfigurat de o boală. Ne gândim la cei copii pe care îi mai vedem pe la televizor din Africa, care sunt înfometați și sunt doar un schelet, dar poate în sufletul lor strălucesc deosebit de mult. Este o frumusețe pe care noi trebuie să o avem în suflet, dincolo de ceea ce ne spune fizicul nostru sau exteriorul nostru. Și aici este preocuparea și lupta noastră, ținta acestui post pe care noi trebuie să-l trăim cu mare seriozitate, să recăpătăm acea frumusețe interioară pe care noi am primit-o în ziua botezului și pe care noi nu trebuie să o pierdem niciodată sau, din contra, să ne străduim ca această frumusețe să devină din ce în ce mai evidentă. Dacă noi neglijăm acest lucru, sigur că putem să ne deformăm această imagine. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Putem să ne deformăm și să ajungem ceea ce aș vrea să spun cu continuarea istoriei lui Leonardo da Vinci cu Cina de Taină. Este partea a doua a întâmplării. A ajuns pictorul acum să-l reprezinte pe Iuda și nu găsea o imagine care să-i sugereze trăsăturile pe care ar fi trebuit să le aibă acest rădător al lui Iisus. Și într-o zi, mergând pe stradă, a văzut, ieșind dintr-o cârciumă, un grup de tineri și a văzut dintr-o dată unul desfigurat, cuprins de
o imagine dezgustătoare și a spus exact de care, imaginea de care am nevoie. L-a luat deoparte și l-a rugat, nici nu a mai dus la atelierul său, l-a rugat să stea pentru a schița trăsăturile și pictorul era mulțumit acum că putea să desăvârșească tabloul. Dar l-a întrebat cum te cheamă și i-a spus, mă cheamă Pietro Botticelli. Imediat pictorul și-a adus aminte că același nume a fost și atunci când el a pictat chipul lui Iisus. Și l-a întrebat, nu cumva, acum câțiva ani în urmă, ai stat în fața mea și eu ți-am creionat chipul pentru a picta un tablou? Și acel tânăr rușinat a spus, da, eu sunt. Ce s-a întâmplat? Au uitat de frumusețea inițială, s-a înhăietat cu cei răi, imbețit de străbălări, de sfrâuri și a desfigurat complet imaginea, nu numai sufletească, dar și exteriorul era de plâns. Iată, de la o frumusețe exterioară și probabil și o frumusețe interioară, omul poate ajunge foarte ușor, o caricatură, poate să-și desfigureze imaginea. Este din nou invitația Apostolului Mare să facem conturile cu tot ceea ce ne poate strica această imagine sau murdări imaginea frumoasă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Tocmai prin lupta împotriva păcatului, prin efortul de a ne curăți sufletele prin spovadă, de a ne lua hotărâri frumoase pentru viitor, de a ne exercita pe calea virtuților, de a ne întări în lupta împotriva ispitelor și așa mai departe. Programul Postului Mare revine așadar atunci în fiecare an cu această invitație ca noi să ne străduim, să ne îmbrăcăm cu acele virtuți și cu acele stări sufletești cu care noi putem să stăm înaintea Fiului lui Dumnezeu care învie măreț și strălucitor și care este și soarta noastră. Noi pregătim acest moment tocmai în această viață trecătoare când noi suntem chemați să ne purificăm și să trăim împreună cu toți creștinii această ascensiune, această urcare spre paradis. Citim de multe ori și poate am citit în copilărie basme, povești și ne plăceau totdeauna că erau totdeauna două tabere antagoniste, puterea răului și puterea binelui și binele care învinge întotdeauna. Sunt și multe romane care abordează de multe ori această luptă veșnică între bine și rău și cu triumful de cele mai multe ori al binelui. Și avem totdeauna acel sfârșit frumos, sau cum spun englezii, happy end, care ne lasă parcă mai încântați, mai ușurați atunci când asistăm la un asemenea final. Și viața noastră nu este o poveste, este o realitate în care se înfruntă mereu acest binom, răul și binele, lupta pe care o simțim în noi totdeauna și dorința noastră de a fi mai buni. Și aici parcă vine instinctiv acest strigăt al Sfântului Apostol Paul, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă noi vrem și Dumnezeu vrea binele nostru, oare cine ne va constrânge să facem altfel? Și avem motivul că El care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu și l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dări toate împreună cu El? Adică dacă nutrim totdeauna sentimentele bune, frumoase, este imposibil ca Dumnezeu să nu ne asculte. Iată de ce atunci acest binom care este întâlnit sub diferite ipostaze în viața noastră, care reprezintă pe de-o parte prezența răului, ispita celui rău, dar pe de altă parte dorința de a fi bun și binele, poate fi un binom de moarte și de viață, toți vrem viața, poate fi acest binom de pocăință, penitență și regenerare, renaștere sufletească, poate fi
chiar tocmai această imagine, postul mare și Paștele, postul care ne ajută ca să ne purificăm pentru a urca la muntele Paștelui, sau ca, dacă ne gândim la purgator și paradis, purgatorul în care noi trebuie să ne curățim pentru a ajunge în fericire. Sau imaginea de întuneric și lumină, de a ieși din întunericul păcatelor pentru a intra în lumina fiilor lui Dumnezeu. Păcat, har, lupta împotriva păcatului pentru a redobândi harul sufletelor noastre. Sunt aceste realități pe care noi le experimentăm, le trăim în viața noastră, dar care ne solicită totdeauna o opțiune și o alegere în favoarea binelui, în favoarea frumosului, în favoarea tot ceea ce ne apropie de Dumnezeu. Și închei cu un citat dintr-un mistic oriental care vorbește despre frumusețe, această frumusețe și strălucire pe care noi trebuie să o împrumutăm de la Iisus sau să ne molipsim de la Iisus, așa cum apostolii au fost molipsiți pentru câteva momente și l-a determinat pe Petru să spună ce bine ne este nouă aici. Frumusețea adevărată, spune acest mistic Grigore Palamas, frumusețea adevărată, scopul cel mai înalt al dorinților omului, acea frumusețe care cuprinde și este specific naturii divine și fericite, acea frumusețe poate fi contemplată de om. Numai de cel care, cu mintea purificată, își fixează privirea spre razele sale, spre harul său și participă într-o oarecare măsură din această strălucire, ca și cum o rază de lumină ar fi dat culoare privirii sale. Pentru aceasta, autorul spune, și fața lui Moise, în timp ce conversa cu Dumnezeu, avea o strălucire deosebită. Și noi, contemplând frumusețea lui Dumnezeu și acceptând razele iubirii sale deosebite, ar trebui să fim, să recăpătăm această strălucire. Și spuneam și la începutul Sfintei Liturghii, indiferent cu dorințele cu care am venit la Sfânta Liturghie, dacă această liturghie ne va ajuta să trezim nostalgia după strălucirea sufletului, după frumusețea sufletului, am făcut deja un alt pas în trăirea postului mare. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. Înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez de învierea morților și viața veacului ce va veni.
Fraților prea iubiți, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie greutățile și suferințele pe care aveau să le întâmpine în urmarea Lui, Iisus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea sa dumnezeiască. Să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească în noi lumina credinței, prin care, dincolo de fărul celor materiale, să vedem frumusețea sa, izvor de nespusă fericire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul prea iubit al Tatălui, fă ca în viața bisericii să strălucească frumusețea chipului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne să vedem și să prețuim în frații noștri măreția Harului Sfințitor. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin artă și tehnică să fie recunoscută și preamărită înțelepciunea lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe oamenii de știință, pentru ca de la cunoașterea lucrurilor create să ajungă la cunoașterea Creatorului. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i cu speranța răsplății veșnice pe cei aflați în suferință. Te rugăm, ascultă-ne! Alină-i pe muribunzi cu bucuria că în curând vor fi primiți în lumina împărăției tale veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și nouă fericirea de a vedea strălucirea Ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Celestu, ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău prea iubit. Întărește credința în inimile noastre, pentru ca, lăsându-ne călăuziți de ea, să ajungem în strălucirea împărăției Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spere de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte,
le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți, că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi pe pământ maestatea ta, zicând fără încetare. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos.
Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preasfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și cu sfinții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-au dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dorești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și nimărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați-ne porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mă o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i de Lui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea! Thank you.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Sunt lumina cea fără pământ.
Ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-Ți aducem mulțumire pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să ne vezi farul Tău asupra sufletelor noastre, de prin cerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim doșmi în patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Odihna cea veșnică de oră opăsaților noștri, Doamne, să se odihnească în pace. Câteva anunțuri. La biroul parohial găsiți numărul pentru luna martie al revistei Lumina Creștinului. În săptămâna care urmează avem
prima vinere și prima sâmbătă din lună cu devoțiunile obișnuite. Centrul diocezan Caritas organizează cursuri gratuite pentru diferite meserii. Amănunte și informații puteți găsi la afișier sau la biroul parohial. Tinerii de la Acțiunea Catolică oferă spre vânzare mărțișoare artizanale. Banii obținuți vor fi direcționați pentru copiii săraci de la Vișani. Luna martie, amintesc, este dedicată într-un mod deosebit cinstirii Sfântului Iosif, când avem și sărbătoarea lui. Și amintesc părinților care au copii la școală să nu uite, este ultima săptămână în care se fac înscrierile pentru ora de religie și așa este o poziție destul de delicată și de aceea insistăm ca părinții să-și înscrie copiii pentru ora de religie, știind că această disciplină, această materie, mijlocul celorlalte pe care le învață copiii, oferă o deschidere deosebită, am putea spune, reprezintă sufletul tuturor materiilor pentru ca să înțeleagă și rostul lor în viață și pentru respect și pentru dialog, dar și pentru o formare corectă, umană și cetățenească. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.